cu dumneavoastră. Evrei, capitolul 7. Voi da citire de la versetul 13 în jos. Pagina Bibliei 1179. Evrei, capitolul 7. De la versetul 13 în jos. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce mărturisește despre el. Tu ești preot înviat după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă, de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit, ci pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis: Domnul a jurat și nu se va căi. Tu ești preot în viață după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezaș unui legământ mai bun. Amin. Până aici, cuvântul Domnului, vă invit să vă reașezați. Lăudați să fie Domnul. Amin. Dacă am fost atenți, încă de dimineață Dumnezeu ne-a direcționat către acest pasaj. Și veți vedea că în timpul cuvântului voi readuce aminte de lucrurile care s-au spus până în acest moment. S-a vorbit despre inimă, eram îndemnați să ne uităm în inima noastră, eram îndemnați să Îl chemăm pe El și să ne încredem în El, pentru că El poate să ne dea biruință în încercările prin care vom trece. Mai mult ca atât, eram îndemnat să fim la dispoziția Domnului. Lăudat să fie Domnul! Ne uităm spre această epistolă, această carte care este intitulată Evrei. Nu se găsește scris în ea numele autorului. Dar înțelegem și din ceea ce voi da citire veți vedea că această carte a fost scrisă de un evreu. Pentru că el se identifică în momentul în care scrie această carte. În capitolul 1, versetul 1 și 2 spune astfel: după ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit, din nou, prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Un alt lucru care îl mai putem vedea că el se identifică cu poporul evreu și putem să ne dăm seama că el este evreu, din capitolul 2, versetul 1. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ținem la lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Trebuie să ținem. Și, bineînțeles, capitolul 3, versetul 1 spune: de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. De aceea, frați sfinți. El se identifică cu cei din vremea aceea, cu evrei, cu poporul Domnului.
Cartea aceasta, care este intitulată Epistola către Evrei, poartă numele, găsim în ea multe îndemnuri, multe încurajări. Și de multe ori, la timpul de rugăciune, s-au dat îndemnuri din cartea aceasta. Și îndemnurile acestea nu erau și nu făceau altă referire decât în dorința fiecărui frate, sau în ceea ce citim în cartea aceasta, de a încuraja și de a ne îndruma, de a ne îndemna să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și bineînțeles, dumneavoastră care cunoașteți Scripturile, vă aduceți aminte de atâtea ori de câte îndemnuri s-a dat și de Cuvântul lui Dumnezeu, chiar din versetul 1, din capitolul 3. Ațintiți-vă privirea la Apostolul și Marele Preot. De câte ori n-am fost îndemnați să ne ațintim privirea spre El? De câte ori n-am fost îndemnați, în capitolul 2, versetul 3 spune, dacă stăm, cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Un alt îndemn. Și dumneavoastră știți lucrurile acestea. Este plină această carte de îndemnuri care ne îndeamnă să ne apropiem mai mult de Domnul, ne încurajează. Lăudați să fie Domnul. Amin. Cred că mesajul principal al acestei cărți se găsește scris în capitolul 6, versetul 1, care spune astfel, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Cred că acesta este mesajul principal. Îndemnurile, sfaturile, învățăturile care sunt în această carte, toate ne îndeamnă pe noi să mergem spre cele desăvârșite. Să căutăm ca în viața noastră, în umblarea noastră, să ne asemănăm tot mai mult cu El. Lăudați să-i fie numele. Amin. Ne uităm în capitolul 7, încă de la început, și în capitolul acesta, de multe ori găsim cuvântul acesta de preot. Versetul de aur, din ziua de astăzi, spunea astfel, tu ești preot în viață după rânduiala lui Melchisedec. Și cuvântul acesta de preot se repetă de mai multe ori în capitolul acesta și pe mine mă face să fiu mai atent și să văd ce vrea să-mi spună Dumnezeu din acest capitol. Cercetând acest capitol, răsfoind și înainte, și înapoi, înainte acestui capitol și după, am înțeles mesajul care Dumnezeu vrea să ne-l transmită prin cuvântul Său pe care l-am citit astăzi în auzul dumneavoastră. Și pot să vă spun că în acest capitol se vorbește despre superioritatea Domnului Iisus Hristos în ceea ce privește slujirea Lui ca și preot. Superioritatea lui Hristos. Iubiții Domnului, dumneavoastră cu toții știți ceea ce înseamnă un preot. Ce face un preot? Preotul este persoana care este recunoscută de o anumită confesiune, da? Este omul care este între popor și Dumnezeu. Este omul care efectuează acte de cult. Este omul care, și ne uităm în Scriptură, în Vechiul Testament, vedem că preoții din vechime, ei mijloceau înaintea lui Dumnezeu pentru popor, aducând jertfe, atât pentru popor, cât și pentru ei înșiși. Acesta este preot. Ne uităm în textul pe care l-am citit din capitolul 7 din Evrei, și vom vedea că se vorbește în acest capitol despre două preoții. Preoția levitică și noi știm că ea a început și primul preot, care a fost Aron. În cartea Exodului ne spune mai detailat cum el a fost chemat, cum Dumnezeu s-a ocupat în mod special de el, în ceea ce privește îmbrăcămintea lui, în ceea ce privește consacrarea lui,
în ceea ce privește întreținerea Lui. Deci Dumnezeu s-a ocupat în mod special în direcția aceasta. Și știm că El este primul preot levit pe care îl găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. Uitându-ne în text, ne dăm seama că această preoție levitică nu era una perfectă. Pentru că moartea slăbea această preoție. Erau oameni care, așa cum a fost Aron, care la un moment din viața lui a fost bine cu Dumnezeu. Dar au fost și momente când el n-a fost pe plac Domnului. Aduceți-vă aminte de momentul în care el conduce poporul spre idolatrie. Moise era pe munte. Era să se întâlnească cu Dumnezeu și Dumnezeu îi dădea tablele. Cele 10 porunci. Ce face Aron? Când poporul îl cheamă și îi spune, vino și fă-mi. Le face un vițel de aur. Aduceți-vă aminte de fiii lui Eli. Oameni care slujeau la altar, dar erau păcătoși. Oameni care erau lacomi, oameni care erau imorali. Și slujeau la altar. Ei, din pricina aceasta, pentru că preotul n-a putut să fie veșnic, la un moment dat și el murea, iar după el trebuia să se ridice altul și nu toți erau pe aceeași linie. Nu erau toți maturi și serioși în același fel. Nu erau buni, nu erau înțelegători. Scriveți Domnului, din pricina aceasta, pentru că moartea era cea care slăbea preoția, Dumnezeu a rânduit o altă preoție care să fie veșnică. Lăudați să-i fie numele. Amin. O preoție pe care o găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. Ne vorbește în textul din ziua de astăzi despre Melchisedec. Foarte puține lucruri știm despre el. În Geneza, în capitolul 14, după ce Lot, fratele lui Avram, care locuia în Sodoma, spune cuvântul că a fost luat și averile lui și au plecat, au fost prinși de război. Unul care a scăpat se duce și dă de știre lui Avram și spune ce s-a întâmplat. Avram spune cuvântul că a înarmat 318 din cei mai vitești slujitori ai lui, născut în casa lui și a urmărit pe împărații aceia până la Dan. I-a înfrânt și se întorcea înapoi. Venea înapoi. Înaintea lui spune cuvântul că a ieșit împăratul Sodomei și l-a întâmpinat în Valea Șave sau Valea Împăratului. Împreună cu el ne spune cuvântul că versetul 18 Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al lui Dumnezeu, celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeu cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate, lăudat să fie Domnul. Prima dată când apare Melchisedec în Scriptură. În Vechiul Testament se vorbește în acest pasaj despre el și se mai vorbește în Psalmul 110, versetul 4. Se mai vorbește încă o dată despre el. Dar foarte mult se vorbește despre Melchisedec și se repetă acest jurământ pe care l-a făcut Dumnezeu. Când a vorbit despre Domnul Iisus în versetul 21, Iisus a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis, Domnul a jurat și nu se va căi.
Tu ești preot înviat după rânduiala lui Melchisedec. De două ori găsim cuvântul Melchisedec în Scriptură, deci în pasajul care l-am citit și în Psalmul 110. Dar în această carte, în această epistolă, îl găsim de mai multe ori. Și lucrul acesta trebuie să ne tragă un semnal de alarmă, să vedem și să aflăm mai multe despre el. În capitolul 7 ne și spune despre preoția lui Melchisedec. El, care era atât rege, împărat, cât și preot. Lucru care era cu neputință să-l facă cei care făceau parte din preoția levitică. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel în în 8 versetul 5. De la versetul 3, uitați ce. Orice mare preot era pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc daruri după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă corpul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat. Preoții nu puteau să fie reci, pentru că ei trebuiau să aducă în fiecare zi jertfe, să mijlocească pentru popor, cât și pentru ei. Și ei nu puteau, ei trebuiau să se țină de slujbă. Ne uităm la Melchisedec, ne spune cuvântul că el era preot, dar și rege. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Ne mai spune cuvântul mai departe, în versetul 3, din capitolul 7, că voi da citire de la versetul 2, să vedeți legătura. Când a primit de la Avram zecioală din tot, care după însemnătatea numelui său era întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Lăudați să fie în Dumnezeu. Dacă preoția levitică ea continua în timpul vieții acelui preot, care era mai marele preot, cel care venea din urmă putea să fie la fel de credincios, de bun, de îngăduitor, de cunoscător ca cel dinainte, sau putea să fie opusul. Și lucrul acesta aducea atrăgea mânia lui Dumnezeu peste el. Dar când ne gândim la Melchisedec, care este asemănat cu Fiul lui Dumnezeu și care este preot în viață, înseamnă că preoția lui rămâne veșnic. Lăudat să fie numele. Amin. În textul pe care l-am citit, am început și spunea astfel. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție din care nimeni n-a slujit altarului. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Aș vrea să ne uităm puțin la asemănările care sunt între Melchisedec și Domnul Iisus Hristos. Așa cum am citit în versetul 2, mai întâi, după însemnătatea numelui său, este întâi împărat al neprihănirii. Și aș vrea să ne uităm în Isaia, în capitolul 9, și dumneavoastră știți cuvântul acesta, aș vrea să vi-l readuc aminte, capitolul 9, versetul 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic,
Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Ne uităm la Melchisedec și spune în ultima parte a versetului Împărat al păcii. În Ieremia, în 23, versetul 6 și 7. În vremea lui Iuda va fi mântuit și Israel. Va avea liniște în locuința lui. Și iată numele pe care îl voi da. Domnul, neprihănirea noastră. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice, viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copilul Israel. Și în capitolul 33, versetul 16, spune astfel, în zilele acelea, Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în liniște. Și iată cum îl vor numi Domnul, neprihănirea noastră. Căci așa vorbește Domnul, David nu va fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel. Împărat al neprihănirii, prinț al păcii, în Apocalipsă, în capitolul 19, de la versetul 11, acolo dacă citim între capitolul vom vedea că ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Începând de la versetul 11 în jos. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se chema cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încoronat cu multe cununi împărătești. Și purta un nume scris pe fiecare. Scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștirea din cer îl urmau călare pe cai alb, îmbrăcați cu în subțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului, mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta. Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Citind în capitolul acesta, vedem că este vorba despre Domnul Iisus Hristos. Lăudat să-i fie numele. Amin. Vedem o asemănare între Melchisedec și Domnul Iisus Hristos în ceea ce privește preoția. Melchisedec spune cuvântul că rămâne preot în veac. Ne uităm în capitolul 7 și ne dă seama că Domnul Iisus Hristos, în urma promisiunii, jurământului celui atotputernic, din versetul 21, Domnul a jurat și nu se va căi. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Și aici este vorba de Domnul Iisus Hristos, lăudat să-i fie numele. Amin. Așa cum spuneam, preoții leviți, ei n-aveau timp, ei trebuiau să se ocupe doar de slujba altarului. Ei nu se încadrau și nu puteau să aibă caracteristicile, descrierea pe care o găsim în versetul 26. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată. Despărțiți de păcătoși și înălțat mai presus de cerul. Sfânt, nevinovat, fără pată. Ne uităm și vedem în Scriptură, în preoția levitică, că ei erau oameni, aveau slăbiciuni. Ei trebuiau să aducă jertfă pentru ei. Dar dacă ne uităm în Scriptură și ne uităm la Domnul Iisus, vedem că El se încadrează în acestea. El era sfânt, El era nevinovat, El era fără pată. Și mai mult decât, s-a înălțat mai presus de ceruri, lăudat să-i fie numele.
Și El este acolo, la dreapta Tatălui. Glorificat să fie numele Lui. Iubiți Domnului. V-am spus în scurte cuvinte lucruri pe care dumneavoastră le știți. Cine este un preot? V-am spus câteva lucruri despre preoția levitică. Primul, îl știm că a fost Aron. Și ei au fost cu slăbiciuni. Preoția aceasta slăbea de la generație la generație în funcție de cel care urma. Dar aș vrea să vă spun că noi suntem binecuvântați. Noi avem un mare preot desăvârșit. El slujește în cortul ceresc în prezența lui Dumnezeu. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 8, versetul 1 și 2. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul, lăudat să fie numele Lui. Noi suntem, pot să spun privilegiați, suntem binecuvântați. Avem un mare preot care nu moare. Rămâne, El este veșnic. El are putere în cer, pe pământ, să ierte. El are putere să ridice. El are putere să întărească, să putem merge mai departe. Iubiții Domnului. Ne spune în capitolul 9, versetul 24. Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mâini omenești, după chipul adevăratului locaș de închinare. Și a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Ce privilegiați suntem! Ce privilegiați! Să nu mai te coste nimic, să nu aduci animalul tău, să vii doar, să ai intrare slobodă în locașul preasfânt, în numele lui Iisus. Măriți să fie numele Lui. Amin. Iubiții Domnului. Noi știm ce face Domnul acolo. La dreapta Tatălui. Noi știm că prin jertfa Lui, care a fost odată pentru totdeauna, El ne-a deschis nouă un drum. Să putem să intrăm în locul preasfânt. Să avem intrare în numele Lui. Prin jertfa Lui. Prin jertfa Lui ne spune cuvântul că noi putem să fim sfințiți. În versetul 10, din capitolul 10, spune cuvântul Domnului astfel. Voi da citire de la versetul 7, să vedeți legătura. Atunci am zis, iată, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit nici jertfe, n-ai primit nici jertfe, nici prin osuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Lucruri aduse toate după lege. Apoi zice, iată, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cea din tâi, ca să pună în loc pe cea de-a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi. Și anume, prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. O, Domnul să ne ajute să rămânem în acest proces al sfințirii și să căutăm de fiecare dată să ne apropiem de El. Așa cum trebuie. Iubiții Domnului, nu numai că El este la dreapta Tatălui, El mijlocește pentru noi. El ne-a deschis nouă o cale să intrăm în locașul preasfânt, să stăm în prezența Tatălui. El este Cel care ne sfințește, lăudat să-i fie numele Lui. Ce preot! Lăudat să fie numele Lui. Amin. Iubiții Domnului, știind toate aceste lucruri, ce trebuie să facem noi? Nu ne rămâne decât să ne uităm în lăuntrul nostru. Și să facem ceea ce spune cuvântul. Fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul. Evrei, capitolul 10, versetul 21. Fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu. Și noi îl știm, îl cunoaștem. Noi știm ce face El. Noi știm că El rămâne veșnic. El este preot și totodată împăratul împăraților, lăudați-i pe numele. Noi îl cunoaștem pe El.
Pentru că îl cunoaștem și știm că el este mare preot și este pus peste casa lui Dumnezeu. Ne îndeamnă cuvântul să facem ceva. Versetul 22 spune astfel. Să ne apropiem cu o inimă curată. Și eram îndemnați la timpul de rugăciune să ne uităm în inima noastră, să vedem cum stăm înaintea Domnului. O inimă curată. Spune cuvântul că o inimă te poate despărți de Dumnezeu. O inimă rea și necredincioasă. Ce important. Bine, bine, ați auzit vorbele acestea. Nu contează îmbrăcămintea, contează inima. Spune cuvântul că din prisosul inimii vorbește gura. Dacă în inimă există teamă de Dumnezeu, dacă există sfințenie, dacă există dorință de apropiere de El, cu siguranță lucrurile acestea se vor vedea în exterior. Și zic, Doamne, ajută-ne și pe noi. Amin. Mai mult ca atât ne spune cuvântul că inima aceasta să fie plină de credință, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină. Nu oricum, cu credință. Cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și încă un lucru. Cu trupul spălat, cu apă curată. Nu putem veni înaintea Domnului, să stăm înaintea Domnului oricum. Noi trebuie să venim cu inima să fie curată, să avem în ea dorul și dorința de a ne apropia de Dumnezeu, să avem credință în ea de plină, dar trebuie să avem și să ținem grijă și de lucrurile exterioare. Vedeți? Cuvântul lui Dumnezeu nu ne lasă să ne împotmolim. Trupul spălat cu apă curată. Versetul 23 spune să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să ținem, să ne apropiem, să ne apropiem într-un mod plăcut Lui, așa cum spune versetul, să ținem la mărturisirea nădejdii noastre, versetul 24, să veghem unii asupra altora. Aici vreau să mă opresc câteva clipe. Cum să veghem unii asupra altora? Să vedem dacă celălalt de lângă noi greșește, să ne uităm și să veghem unii asupra altora, să vedem că bine că a alunecat, pe cât îl vezi, el spunea că nu greșește, dar și el greșește. Cum să veghem unii asupra altora? Căutând, așteptând ca celălalt să greșească, să-l prinde pe picior greșit sau căutând slăbiciune în celălalt de lângă noi? Nu. Nu. Cuvântul ne spune mai departe. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Ajută-ne, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Orice facem, să facem cu dragoste. Și lucrurile acestea se vor vedea și în faptele noastre. Și Doamne, ajută-ne! Amin. Și un ultim gând care aș vrea să îl mai spun este versetul 25. Să ne apropiem, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiuri. Sunt unii care nu le mai plac. De cei care slujesc în față. Și pleacă. Se duc în alte biserici cu dorința să asculte pe altcineva. Ne ținând cont că este un singur Dumnezeu, El este Cel care rânduiește, El este Cel care face chemarea, El este Cel care pregătește, ne uităm doar la om. Și nu vedem, prin ochii credinței, că Dumnezeu îl folosește pentru ridicare, pentru îmbărbătare, pentru mustrare. Da. Și noi plecăm și căutăm locuri unde să ne simțim bine. Ne îndeamnă cuvântul în această zi să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiuri. Ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedem că ziua este aproape. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că preoții din vechime, pe lângă că ei puteau să mijlocească pentru popor, ei puteau să și binecuvinteze poporul. Și aș vrea să dau citire la cuvântul acesta din Levitic, capitolul 9, versetul 22, spune astfel. Aron și-a ridicat mâinile spre popor
și l-a binecuvântat. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea de tot și jertfa de mulțumire s-a coborât. Ar vrea să nu uitați un lucru. Dumnezeu poate binecuvânta prin slujitorii Lui. Aduceți-vă aminte de Maria. Când împreună cu Aron au spus Dumnezeu lucrează doar prin Moise, ce i s-a întâmplat? Aduceți-vă aminte când vorbiți pe unul din cei care slujește înaintea Domnului. Aduceți-vă aminte că puteți fi binecuvântat prin cei care slujesc. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pricepere. Să rămânem credincios Lui în toată călătoria noastră pe acest pământ și astfel numele Lui să fie înălțat în toate. Amin. Amin.